ca să te ajute, ca să ajungi la 6. Lui 2 este cu câți ani? 3. 3 atâta. 3 foarte deșteaptă chestia asta. Deci când ai șanse, le iei cel mai mic, nu te duci așa să muncești. Deci e egal, ce am spus? 3. Egal în dreptul linii de fracție, ai scris tu ordonat. Egal cu linii de fracție, mai întâi, pe așa cu nimic, cu nimic, cu nimic. 6 deja l-ai. Că ai 6 nu-ți mai trebuie. Egal cu linia de fracție mai întâi. Așa stăteți. Și 15 pe 6 scrii că rămâne așa. O să iau altă cretă. Hai, te rog. Deci 15 pe 6 rămâne așa. Da. Scrie, te rog, 15 pe 6. Când mai ce faci? Mai umbla la el. Minus, linii de fracție, linii de fracție. Minus 9 pe 6. Și ce fericită ești? Egal. Egal. O singură linie de fracție. Acum, că să ești fericită, ai făcut prea un 2 la fel. 6. Pune 6 de pom la un 2. Și sus copii. Ce are ăsta minus celălalt? 5 minus 9. Pur și simplu copii. Scrie. Așa trebuie scris. 5 minus 9. Foarte tare. Și egal cu. Cât face 5 minus 9? Ai 5 lei și datorii 9. Nu știu. Tu știi? Se face. Deci egal mai întâi. Minus 4. Așa. Punem minus 4 pe 6. Foarte tare. Iar minus 4 pe 6 este simplificabilă. Nu o lăsăm așa că nu poți suporta. Când văd așa ceva mai simplu, prin cât se mai poate împărți și sus și jos? Prin 2. Și egal acum. Uite, facem foarte bine. Nu egal. Trebuia mai întâi egalul. Așa trebuie să facem. Așa. Pune-te sub jos. Egal sub egalul mă la pune. Așa. Cu linii fracție. Așa. Și minusul sus. Minus 2. Că 2 pe jos 3. Nu? A rămas de 6, de 6 împărțit la 2, face 3. Deci răspunsul corect este minus 2 pe 3. Nu. De ce nu? Minus 1 în 3, 4, 3, nu se poate. De 2, 3 nu se mai poate. Da? 2, 3 nu se poate. Poți să-mi spui tu de ce noi am ajuns cu minus? Ce fel de fracție este 5 și 6? E mai mare ca 1 sau mai mică ca 1? Mai mare. 5 și 6? Mai mic. Mai mic dintre tu. Dar 3, 2. Mai mare. Imediat cum? Mai mare. Și dintr-un număr mai mic ca 1 s-a scăzut unul mai mare ca 1? Da. De ce e necazul tău? Deci de ce trebuie să spui cu minus? Da. Eu am știut de la început că-ți dă așa. Da. Ia să știi tu și altă problemă. Eu sunt curios să facem o altă problemă. Abia aștept să văd aici. Monica, 38 la ta, da? Acum... Eu o să fac cu... Nu mă țărere din... Așa. Nu, deci nu, să nu mă uit eu? Mă uit? Cum să nu mă uit? Nu! Apoi, da... Ia să văd aici. Monica, dar dacă ți-a scrie așa? Uite. 145 minus 79 minus 440 plus 432. E cal. Aia, mă se văd. Da? Se vede acolo. Se vede cum faci. Eu mă uit. Nu. La ușă. Ce nu-mi place acolo? Scrisul. Ai promis că scriem corect. La ușă. Hai să vedem. La șase... Din 13. Hai să vedem, da? Minus în dreptul linii de fracție. Da. Acolo. Minus. Da. Plus, foarte bine. Alte linii de fracție. Nu, dar minus. Nu. Minus. Minus 7 din... Nu. 4 din 7. 4 din 7. 4 șeptimi, da? Da.
Șepchin. Este egal cu egal și tu acum faci. Cum te pricepi tu, că ești foarte curios? Asta... Să mai se simplifică? Mai poți face mai mică? Da. Cu, prin cât? Eu nu cred că 6 și cu 13 sunt... n-au nimic acolo. O să facem... 14. Așa, da. 10. Și prin cât ar putea să fie ea mișorată? 2. Prin 2. Și atunci e egal, s-o scrie mai aici. Egal cu... 3, 7. Așa vin, nu? Da. Minus. Vin de fracții. Dragilor, dialogul este greu, pentru că eu vorbesc în română, iar gândește în engleză. Este superb, dar totuși facem față. Asta e important, mai ales eu. Nu, eu... Min? Plus? Plusurile, te gândești? Sau cum vrei tu? Nu, așa... Minus 4 pe 7, că nu avem ce face. 4... Păi, 7. Și e calcul. Minus 1 pe 7, iată că am ajuns foarte repede. Am constatat că face 3 minus 4 și face minus 1. 5 pe 6. 7 pe 3. Așa. Egal. Egal, am spus că încadreze linia. Așa țin eu. Așa și mamei redacta. Ține minte, a redacta impecabil. Ce faci acolo? De ce cu 2? Se poate simplifica cu 2 asta? Cât vrei să ajungi și aici? O să-mi fac așa. O, oh, dar de ce? Am muncit prea mult. Dacă aici e 6 și aici e 2. 3. Care, unde e 3 cu 3? Unde e cu 3? Aici. Ia să vedem. Nu cred că e bine. Uite-te bine. Ai greșit. Da, iată că am greșit. Vino, îmi face să mă spun, mai ies. Scoate-mă din încurcătură. Maria, scoate, nu, pe Ana. Spune că ai greșit, că 145 minus 79 nu se poate. Ce fac aici, dacă am greșit? Nu, că... Tu ești concentrat acolo? Nu poți să te gândești la problema lui Maria un pic? Eu un pic, vreau ajutorul tău. Hai să spun, când mami era Elena mea, aveam și niște probleme și eu... Am greșit, am văzut. Da. Tu. 100 plus... Aici. A doua ești. Ia spune, că ai greșit. 145 minus 79 face 64. Dar de 64 nu mai poate scădea. Nu se poate 440. Nu pot. Acolo nu poți. Dar tu ai vreo idee. Tu poți. Așa. În secundă. Ce este asta? 3. Așa. Iată ce frumos faci. Zice, în loc de 0 e 10 acum. A luat de acolo rămas 30. 10, 6, 3, nu. 13. Așa. Minus 6. Minus 376. Așa, am înțeles. Plus 40. Minus 376. Asta e răspunsul. Da. Și acum, minus 376 de spus. Minus 376. Plus 432. O să facem așa. Cât asta o să mergem la 0. O să scoatem... Ce tare e chestia. Ea se interesează câte ar trebui lui minusul ăla ca să facă 0. Dar e scăzut acum, da?
este da. Mescalare. Da. 12 minus 7 este... 12 mai minus 7. Dar eu știu! Okay. Așa. Nu mai se vede. Păi te gândim, din 10 scădem 7, 3. Nu, păi da, e 12 minus 7. 3. Deci 12. 3 și cu 2 de sus, 5. A, da. 5, da? Că așa eu fac. Când mă încurcam, da, da, din 10 scapi 7 da, 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 și-a rămas 3, 3 și cu 2 face 5. 0. Deci 52, răspunsul tău. Da. Și asta... Și ăsta e răspunsul final, 52. Uite cum Oliver a dat 38, ceva e confuz. E o greșeală. Bă, Doamne, am greșit. Cineva a greșit. Acum, trebuie să descoperim greșeala. Da, da, da. Trebuie să descoperim greșeala, când n-a făcut. Ia vezi, prima. Nu știu, nu știu, eu nu știu unde e greșeala. Refă-i din nou toate calculele, să vezi. 145 minus 79. 74. Deci, Ana, i-am mai făcut o dată, 145 minus 79. Ție ți-a dat 64, e corect? Nu, Maria. Maria a dat 64. I-a mai făcut o dată. Ne-am copiat după ea. A, i-a mai făcut o dată. Minus 79. Deci 15. Și acolo e 3. 6. Cât este? 10 minus 7. 5. Hai să vedem dacă... 56. Să mai facem o dată. Din, 7, din 10 scăzut 7. 3. Da. Și cu 3 ăsta? 6. A, da. Deci 60 și... 60 și... 66. Mie i-a dat 64. Deci am găsit-o cu de primă greșeală. L-am copiat. Noi am copiat de la ea. Deci în mărimea vine un pic de 66 este corect. Minus... 440. O să fie plus 2. Așa. 8. Deci 66, da? Adăugat 2, da. E bun. Da. Da. Dar ia vezi tu unde este doiul la care l-a dat. Asta, asta. De-aia am zis tu. Deci când ai făcut așa 66 minus 440. Dacă ai făcut din 6 din 10, 4. Nu la cel, te-ai dus la cel care nu trebuie. Da? Și 6 din 13, 7 minus 374. Așa. Minus 374. 374, e bine. Plus 432, să vedem. Acum, din 432 scădem pe 374. Uite așa facem. 432 minus 374. 374. Și cât face? 3 până la 10. Da, și cu 2? Da. 3 și cu 2? 5. Da. 5. Și cam atât, nu? Da. 3, 3, nu mai este nimic aici. 58. 58. Da? 58 este rezultatul corect. Fetelor, dar am o idee foarte tare. Că tu ai lucrat și cu minus, ai și cu... și ai muncit foarte mult. Eu am o șmecherie. Acum e șmecheria lui Guru. Să țin în minte toți prietenii noștri. Ce fac eu acum? Știi ce? Pe toți cei care au pus în față, îi aduc
treacă prin plan. Da, deci, 140. 145 plus 432 2. Minus 79, pe ăsta da. Cu minus la sfârșit, minus 79 și minus 440. Deci, i-am organizat altfel. Tot ce e compus în prima parte și ce e cu minus la sfârșit. Da, dar dacă datoria la început. Nu, am voie. Dacă ai fi avut paranteses, era diferită. Da. Dar nu ai acum. Dar eu n-am avut nicio paranteză. Și atunci, da. În momentul de față, fiindcă am întâlnit dificultatea, ce spun așa, toți cei cu plus fac rezerva mare la început da. Și cei cu minus datoria la sfârșit. Da. Și acum, ia domnul pe ăsta, vină măriu acum, să vezi ce fain merge. Hai să vezi că se face mai ușor acum, dacă îi schimbi așa, să vezi. Foarte tare, foarte tare. Uh-huh. Și că, deci toți cei cu plus îi pui în prim plan, la început, și cei cu minus la sfârșit. Uh-huh. Și acum, ia să vezi. Așa. 100. Dar nu spune și egalul. Punem egalul. Și unde e 79? Ce-ai făcut? Și unde e 79? Nu, dar o să punem după. Faci prima operație. Scăzi ca să pui ăsta la sfârșit, da? Da. Așa. Face. Egal, ai spus, da? Da. Sau minus 77. Pune și minus 79, că e ieșit. Ca să fie complet, chiar dacă faci tu prima operație la început. Da, dar... Că după aceea nu se mai știe de ce trebuie să-l mai adaugi pe 79. Că egalul acela de acolo trebuie să se continui. Egal cu. Și acum fă prima operație acolo. 577 minus